Aici am observat la oameni care au trecut prin viață, prin trădări, prin dificultăți, din copilărie mai ales, i s-au creat o protecție față de aceste emoții, de senzații și nu mai simt și reușesc multe lucruri să facă, dar nu au percepția a sensibilității, de ce că ei nu mai sunt sensibili la lucruri și merg înainte, asta e foarte bine. Dar ceea ce au observat, când întâlnesc provocări, atunci când în relațiile, mai ales cele mai apropiate, cu copii, cu partenerul de viață, cu părinții, că merg ca un buldozer prin emoțiile, senzațiile altora. Dacă nu simți, nu vezi, este foarte ușor să nu crezi că este așa ceva, să nu iei în considerație aceste lucruri, aceste sensibilități a altora. De-aia, ca să poți fi un buldozer care simte, care știe ceea ce exprimă și descrie un om matur, este acest lucru cu sine pentru a ști, a cunoaște, chiar dacă nu simți, sau a dezvolta această sensibilitate de a simți percepțiile posibile, senzațiile, sensibilitățile altor oameni. Și asta e lucru mult cu sine, care nu fiecare este gata să-l facă. Cum zice Carl Jung, să gândești este greu, deși toți oamenii judecă. Și asta, eu cred că este un mix pentru un succes, mai ales în relații. Să lucru acesta cu sine pentru a cunoaște și a ști și dacă îți poate și a simți chiar ceea ce nu poți să cunoști, să simți, să vezi. În special ceea ce privește sensibilitățile și rănile altor oameni, ceea ce simt alți oameni.